Săptămâna aduce influențe diverse, de la abilități analitice sporite la începutul săptămânii, până la tensiuni provocate de cuadratura Soare-Jupiter, care generează comportamente imprudente și instabilitate. Sextilul Marte-Mercur aduce un moment de claritate, permițând succesul în rezolvarea problemelor profesionale și romantice. Finalul săptămânii este marcată de noroc și oportunități neașteptate datorită trigonului Venus-Jupiter, aducând succes în relații, finanțe și sănătate, în special pentru cei din semnele de pământ și apă. Berbec Pentru Berbec, săptămâna va începe promițător în principal datorită calmului și disciplinei reprezentanților zodiei înșiși. Mulți vor da dovadă de pragmatism și determinare în domeniul profesional, ceea ce le va îmbunătăți semnificativ pozițiile, mijlocul săptămânii va trece într-o oarecare euforie față de ceea ce s-a realizat, dar va dispărea foarte repede din cauza berbecilor înșiși, puțini vor putea rezista lăudării și aroganței demonstrative, săptămâna se va încheia destul de pozitiv, pentru că mulți vor putea realiza idei personale de lungă durată legate de creativitate și creație. Sănătatea va fi destul de stabilă și doar berbecei și au pot altera ignorând alimentația adecvată și tiparele de somn. Taur Pentru Taur, săptămâna va aduce nu numai bună dispoziție, ci și evenimente fericite, știri sau un casare în numerar. La mijlocul săptămânii, ar trebui să fii atent la sănătatea ta, în ceea ce privește prevenirea problemelor cronice. Weekendul trebuie petrecut alături de cei dragi, la aer curat, făcând activități active. Schimbările pozitive în sfera romantică sunt posibile mai aproape de weekend, situația lor financiară le va permite să cheltuiască sume decente pentru ei înșiși și pentru plăcerile lor, fără a uită uita însă, de cei dragi, succesul le așteaptă pe oamenii tauri angajați în profesii creative. Gemeni, gemenii vor primi dovezi destul de tangibile ale intrării lui Mercur în zodia fecioarei. Sfera profesională va duce nu numai succes în chestiuni de carieră, ci și rezultate materiale. Mulți își vor putea crește veniturile, precum și să câștige perspective de avansare în continuare. La mijlocul săptămânii însă, se recomandă reducerea activității. În această perioadă, există riscul de a fi atras în proiecte sau discuții evidente șuate, de a te arăta într-o lumină nefavorabilă. Sfârșitul săptămânii pentru gemeni va fi dedicat romantismului și relațiilor. Sănătatea promite să fie stabilă, dar ar trebui să acordați mai mult atenție articulațiilor. Rac, racii sunt sfăduiți să reducă activitatea de afaceri în timpul aspectului tensionat al Soarelui și Jupiter, transferând toate problemele importante din sfera profesională în primele trei zile ale săptămânii de lucru. Este mai bine să rezolvați problemele financiare chiar la sfârșitul săptămânii, mai ales dacă sunt legate de moștenire, asigurări, împrumuturi și alte plăți. Părinții se vor confrunta cu sarcini crescute din cauza problemelor copiilor și a vizitelor la anumite organizații sau autorități. Ar trebui să acordați atenție sănătății dumneavoastră pe tot parcursul săptămânii? deoarece simptomele minore riscă să devină un precursor al unor boli grave. Sfera romantică îi va încânta pe racii în acest weekend cu cadouri plăcute sau surprize de la celelalte jumătățele lor. Leu Lei vor petrece o săptămână tulbură emoțional legată nu doar de treburile profesionale, ci și de societate. Dacă în lucrare sunt planificate noi proiecte și propuneri interesante, atunci totul cu mediul este puțin probabil să fie rău și promițător, Lei nu vor arăta întotdeauna respect față de interlocutorilor, dar vor încerca să-și arate superioritatea și stima de sine cu fiecare ocazie. Situația financiară se poate înrăutăți din cauza cheltuielilor mari și inutile făcute sub influența emoțiilor și a dorinței de a-și sublinia statutul material și de a impresiona oamenii. Sănătatea aleului poate avea de suferită doar din cauza stilului de viață și a exceselor sub formă de supraalimentare și consum de alcool. Fecioară Fecioarele vor culege beneficiile eforturilor lor anterioare în sfera profesională aproape toată săptămâna. Săptămâna aceasta va avea un succes deosebit pentru finanțatori și oamenii de știință. Aici, toate procesele de lucru vor decurge conform planurilor prestabilite, Problemele vor fi rezolvate rapid, recompensele materiale pentru munca eficientă promit, de asemenea, să fie generoase, sănătatea va fi destul de stabilă, dar există riscuri de infecții virale în a doua jumătate a săptămânii. În ceea ce privește sfera romantică, aici pot apăra noi fani promițători, chiar și în rândul celor care sunt deja implicați în obligații sau relații serioase. În acest sens, sunt posibile unele neînțelegeri și confruntări între fecioare și partenerilor. Balanță Pentru balanță, aproape întreaga săptămână promite o viață calmă și măsurată atât în sfera profesională, cât și în relațiile cu partenerii și prietenii. În weekend însă, îi așteaptă surprize plăcute în sfera romantică. Pot exista atât cunoștințe noi care se transformă rapid în relații serioase, cât și semne de atenție din partea partenerilor existenți. Balanța va primi cadouri și invitații care vor aduce nu numai bucurie, ci și achiziții materiale destul de tangibile. Va trebui să acordați o atenție sporită sănătății voastre în prima jumătate a săptămânii. Trebuie să fiți atentă când călătoriți pe toată perioada. Situația financiară a Balanței se va îmbunătăți mai aproape de weekend. Scorpion. Scorpioni ar trebui să reducă activitatea socială la începutul săptămânii și să minimizeze numărul de contacte și comunicări. Acest lucru nu numai că va evita posibilele conflicte și necazuri, dar vă va proteja și de daune fizice și materiale. De asemenea, nu este recomandat să conduceți o mașină până joi. A doua jumătate a săptămânii va oferi oportunități de atingerea obiectivelor personale legate de finanțe și bunăstare materială. Oportunitățile de a primi bani din surse neașteptate vor apărea joi-vineri. Sfârșitul săptămânii va fi dedicat romantismului și relațiilor cu partenerii. Aici scorpionii vor primi cadouri și invitații, complimente și admirație, provocând emoții și acțiuni reciproce pozitive. Săgetător! Pentru săgetători, ale căror activități sunt legate de cercetarea științifică, săptămâna va oferi oportunități de exprimare clară a lor înșiși și a realizărilor lor. Unii nu numai că vor fi în centrul atenției, dar vor primi și recompense materiale semnificative pentru eforturile lor, la mijlocul săptămânii există șansa de a suferi din cauza manifestărilor de impracticabilitate și generozitate excesivă față de cei care merită puțin. Latura romantică a vieții promite a fi stabilă și previzibilă, iar reprezentanții liberii acestei zodi se pot aștepta la situații neașteptate, dar plăcute, care îi vor obliga să-și reconsidere atitudinea față de vechile cunoștințe de sex opus din zona de prieteni. Situația financiară a săgetătorului se va îmbunătăți pe parcursul săptămânii, Capricorn. Capricornii ar trebui să-și ia timp pentru a rezolva problemele legate de împrumuturi, asigurări sau moștenire. Acum este momentul cel mai favorabil pentru a pune lucrurile în mișcare sau pentru a vă clarifica perspectivele. Preocupările profesionale vor necesita concentrare la mijlocul săptămânii. Aici va trebui să depui eforturi intelectuale, precum și abilități matematice. Nu este recomandat capricornilor să conducă o mașină sau să se angajeze în sporturi extreme după ziua de joi din cauza riscului mare de accidentare și de a ajunge în situații care reprezintă o amenințare pentru sănătate. Situația financiară a capricornilor va fi stabilă, precum și latura romantică a vieții. Este recomandat să ai grijă de sănătatea ta fizică în weekend. Vărsător Vărsătorii vor petrece săptămâna destul de pozitiv în activități care vor fi destul de plăcutelor. Vărsătorii sunt sfăduiți să evite conflictele și confruntările cu mediul lor cel puțin până joi. În prima jumătate a săptămânii va exista o dispoziție emoțională complexă, iritabilitate și dispozițiile argumentare dar deja joi mulți vor simți un val de forță și emoții pozitive. Acest lucru va îmbunătăți microclimatul la locul de muncă, relațiile cu ceilalți și va asigura, de asemenea, noroc în chestiuni și probleme financiare. Vărsătorii vor avea oportunități de a face cumpărături în weekend, precum și de a avea grijă de aspectul lor, de a vizita saloanele spa, un cosmetolog sau un coafor. Rezultatele obținute vor mulțumi pe vărsători pentru o perioadă destul de lungă de timp. Sfera romantică promite situații plăcute, neașteptate și surprize. Pești. Peștii sunt susceptibili de a avea situații în care, pentru a obține rezultatul dorit, vor trebui să acționeze în mod neconvențional. Câștigătorii vor fi cei care pot să trece peste tiparele și stereotipurile obișnuite și, de asemenea, pot încerca rolul leului, să fie în centrul atenției și să se bucure de el, consecința acestui comportament va fi nu numai oferte interesante despre un nou loc de muncă sau proiect, ci și încurajarea conducerii sau a celor de la putere. Unii își vor putea îndeplini ambițiile de carieră de lungă durată, sănătatea peștilor promite să rămână stabilă, iar evenimente importante sunt planificate în sfera romantică. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept?